Bună ziua și bine ați venit sau revenit pe canalul nostru Roxana Stoleru. Ne bucurăm tare mult că v-a plăcut rețeta lui Marinica de ciorbă de fasole. Am văzut că mulți dintre voi ne-au mai dat sugestii de cum o fac ei. Sună super, o să încercăm cu siguranță. Și astăzi o să mergem... Să vedem o expoziție de artă. Este duminică dimineață, s-a schimbat complet peisajul. Zici că a venit peste noapte toamna deja, nu? Costin este aici cu mine, e la volan. I s-a avut câteva prietene, două prietene în vizită și au rămas peste noapte. Astăzi se organizează și festivalul supei aici la noi, la Parcul Istoric, și s-au dus toate trei să ajute. Mă rog, Isa e plătită de cei de la Vil, au întrebat-o când s-a terminat jobul astăvară, acum câteva săptămâni la campul de zi, și a zis că este de acord să meargă să lucreze azi acolo. Prietenele ei s-au oferit să ajute și ele, numai că este ploaie și este și rece. Și ele au decis că nu o să rămână chiar până începe. Este încă de vreme, 10:30, de-abia la 12 se deschide festivalul. Până atunci sunt doar activități de organizare, așa că vom merge să le luăm pe cele două prietene și o să mergem la Stuart Hall, care este un centru cultural în Pointe-Claire. V-am mai luat de câteva ori la diverse activități de acolo și este o expoziție a artiștilor din asociația Lakeshore, care expun în fiecare toamnă, așa pe la mijlocul lui septembrie acolo. Era, au fost în aer liber, a fost frumos, dar noi am fost în vizită și astăzi cu siguranță expoziția s-a mutat la interior, pentru că este și ploaie și frig. Și primăvara este la fel, expun, dar în altă parte, la o fermă, Fritz Farm, în Baie d'Urfé, care a fost transformată în, tot într-un centru cultural. De obicei, prin luna aprilie este acolo. Și încercăm să nu... Adică să mergem la aceste expoziții. Sunt artiști, nu numai că îi cunoaștem, dar chiar artiști care ne plac. Și am zis că o să mergem, dar mai întâi să le luăm pe fete și vor veni și ele cu noi și după aia mai departe o să fie colectate, între ghilimele, de una din mame. Dar întorc camera să vedeți vremea mai întâi. Cam așa arată astăzi. Cerul gri, plouă și câte grade sunt? 16 grade. Bine, și ieri era mai răcoare dimineața, cred că tot 16 grade, dar pe timpul zilei se mai încălzise, cred că au fost 21 de grade până la urmă. Dar treptat, toamna își intră în drepturi, după cum vedeți. Cum spuneam, acum o să mergem până la Parcul Istoric, vedem care e situația. Am luat Isei, i-a luat Costin și hanorac de schimb, să sperăm că nu este... I-a avut un fâș, dar am împrumutat fetelor ploverul și era cam rece. O să vedem. Uitați cum au căzut deja frunze pe jos. Chiar dacă, cum să spun, mai avem până pe 20 septembrie, când începe sau ar trebui să înceapă efectiv toamna, se resimte. Aici este un club de golf. Nu prea este... A, uite că sunt jucători acolo sub umbrele. Probabil că dacă ești un împătimit al golfului, nu te deranjează câteva picături de ploaie. Au și restaurant unde poate merge oricine. Am fost și noi la un botez acum mulți ani aici. E frumos și în spatele clădirii este un mic lac artificial. Vă
arată frumos decorul. Și imediat ajungem acum în capătul insulei, la parcul istoric Pont du Moulin, unde este moara de vânt. Probabil că cei din față merg și ei, sunt dintre expozanți și au și o navetă. Isa e acolo la navetă, deci unde este autobuzul școlar, care să facă naveta cu biblioteca, probabil. Așa că putem să mergem acolo. Expoziție care încă nu e chiar 100%, încă mai sunt artiști. Uite acolo bannerul lui Iz, n-a venit încă să-și pună tablourile. Uite și avionul, Air Transat-ul, deasupra. Hai să vedem ce găsim de admirat. Nu sunt încă chiar toți artiștii. Sunt și câteva panouri aici mai mari, care probabil că rămân mai mult timp. Nu cred că fac neapărat parte din expoziția de azi. Văd că scrie acolo Anata Noruzi. Acum, probabil că artiștii au așteptat să se oprească ploaia înainte să vină să-și reamenajeze corturile. Probabil că nici nu s-au decis dacă o să fie afară sau în interior, pentru că dacă ar fi continuat ploaia, s-ar fi mutat la interior. E posibil să fie unii și la interior. Putem să le spunem și lor, uite, prietenele Isei au rămas să vorbească cu o artistă aici. În alți ani era și spectacol aici, pe scena asta în mijloc. Mai ții minte? Depinde foarte mult de vreme. Mi-aduc aminte, într-un an era cald, dar bătea foarte tare vântul. Luna septembrie e schimbătoare. Uite cum a fost ieri. A fost cald și bine și soare. Astăzi s-a schimbat. Putem să aruncăm un ochi și la interior, să vedem dacă e cineva acolo. Oricum, clădirea și amplasamentul aici pe malul apei o face să fie foarte pitorească, chiar și pe ploaie sau pe vreme mai puțin frumoasă. E o zonă mai colorată aici. Mai trece cât un avion și sunt și la înălțime joasă, că se pregătesc să aterizeze. Ne-am
facem la artă. Ne-am întâlnit chiar și cu una dintre artistele pe care l-am intervievat pe celălalt canal, prima, Marta. Ea ne-a văzut, de fapt. And your bar things. Very cute, very colorful. Yeah, real women, yeah. Remember telling us the story. Yeah. So how was yesterday? Excellent. Much better. Yeah. Very good yesterday. Yeah, a lot of people. Wow. The weather was nicer and warmer, drier. Oh, it's nice. Sunny all the time. Yeah. So you had a lot of visitors? Very much. Yeah. Lots of visitors yesterday. Oh, that's great. It's going to be okay today. I think so too. I think maybe it's going to be like slower in the morning, but then once is now people they are know there's won't be any more rain, so yeah, we'll start coming out. But I think because we set up like 8 o'clock this morning, and then around 9 o'clock, and we just got them all set up, and all of a sudden we had the downpour. Yeah, and the winds, and everybody's going inside to set up, you know. And I think, you're not going to be outside, and I said, yeah, we're well protected. Yeah. We got a little bit of water would come on this side from there, but we moved all the painting, so nothing but yeah. It'd be fine. Deci majoritatea sunt aici în interior și pe o sală. Hai să ne încălzim. Aici e cald și bine. Uite, acolo poți să bei un ceai cald dacă vrei. Hai să vedem. Aici este panoul cu toate activitățile, expozițiile și concertele. Avem tot felul de săli. Trebuie să ținem cont că această casă a fost locuită, a fost casa cuiva și la un moment dat au donat-o. Au donat-o orașului ca să devină centru comunitar. Aici e o bucătărie și mai avem, sunt tot felul de săli la etaj. A mai fost, este și un gift shop, la subsol este Gilda Țesătorilor, unde o să merg pe terasa de afară. Hai să mergem un pic în spate. Aici au făcut ca un fel de mică cafenea. Iar aici pe terasă mai sunt concerte în aer liber. Mai sunt alți artiști aici. Uite și pe Lucy în spate. Uite Papirus aici. Și trec și multe avioane, după cum vedeți. Se tot aud într-una. Cam asta a fost plimbarea de astăzi, mai scurtă. Mergem acasă să stăm la căldură, să ne încălzim. Până data viitoare, vă mulțumim că ne urmăriți și vă spunem la revedere. La revedere! Ciao! Câteva imagini de final cu priveliște asupra apei și tot decorul acesta frumos. Foarte multe plante colorate. Tufe de hortensii. Și ce-i de apreciat că lumea iese să vadă expozițiile, chiar dacă nu este vremea cea mai bună și au cu o mobilitate mai redusă, nu contează. Ia uite ce frumoase sunt florile astea.
Așa arată în față clădirea.